Mă numesc Moșoi Răzvan, am 30 de ani și sunt cofetar. Astăzi am ales să fac pentru șefi un desert. De, la asta mă pricep cel mai bine. Un mus de ciocolată cu lapte, cu un crumble de cocos și un creme de mango. 50 de ml de apă. Bine, fac o greșeală acum, pun în grame, dar la o cantitate așa mică nu se simte diferența. Sunt extrem de puțini bucătari care știu cofetărie. Consider că am un mic avantaj față de mulți bucătari care sunt astăzi aici, pentru că știu să fac și deserturi și știu că multe probe vor fi foarte solicitante și foarte bine punctate pe baza deserturilor. Cred că o să trișez puțin la cremeo și o să pun un pic de unt dinainte, pentru că este destul de dens pireul. Lucrez pe un vapor de croazieră, doar că mi-am luat o pauză mai specială pentru a participa la emisiune, pentru a veni la Șef la Cuțite. Cred că aveam nevoie de un impuls, pentru că simt că am stagnat undeva în carieră și aveam nevoie de un impuls pentru a mă redescoperi un pic, pentru a avansa iar în carieră, pentru a începe iar a asimila. Dacă ar fi o persoană care ar fi foarte dezamăgită de eșecul meu, acela aș fi eu. În primul rând, eu aș fi și nu aș vrea asta. Se mai întâmplă, se întâmplă, dar nu acum. Nu aș vrea să se întâmple acum. La cât de arogant sunt și la cât de multă încredere am în mine, nu ar trebui să-mi fac griji de decizia juraților. Sunt destul de încrezător, dar gusturile nu se discută. Cum știu și că șef Dumitrescu este mai exigent, trebuie undeva să mă ridic la nivelul lor. Facem frumos. Merge la pace, Cătălin, ghicesc ce e acolo. Da, vrei să-i aduc aminte ce porunca a dat el? Zi-mă, merge la pace, ghicesc ce e aici? Nu. Dar dacă vrei, ți-aduc aminte ce porunca ne-ai dat. Ce porunca? Să câștigi. Ce? Ai uitat? Zi-mă! Băi, faci-mă pariul la pace că știu ce e aici? Nu așa, mă. Desert! Bă, desert! De ce n-ai lăsat, mă, să fac și-o pariul cu ăsta? Pentru că l-am văzut și nu mai aveam răbdare să gust, că văd că e cu mango. Ce, mă, mus de ciocolată cu sos de mango? E cremeo, nu e sos. Cremeo, cremeo, cremeo de mango. E șarlotă, mă, așa are gust de șarlotă. Hai, mai o gură. E șarlotă sau e mus? Păi, musul de ciocolată ar fi mus de ciocolată, dar ce... Asta are consistență de șarlotă și ăsta de mango la fel. La chinui tare de tot. Asta de ce așa se penită asta de mango? Asta m-a speriat și pe mine. A dat cu gelatină în el, dar... Nu neapărat, a folosit astea noi. Agar, agar, de-astea. Acolo am greșit. Păi, o farfurie, cred că e un copil. Un desert care, repede, pac-pac. 12-13 ani, cred că are. Un copil și ar fi bine să nu-l dezamăgim. Pentru că e un deșert de copil. Și dacă nu-i copil. Ne-a dezamăgit el. Păi, vezi? Băi, acum pe mâine, iartă-mă, dar musul de ciocolată chiar a fost gustos. Dar l-a stricat, mă, nen, l-a stricat. L-a stricat, ce? L-a stricat cu mango, l-a stricat cu biscuitele, l-a stricat, l-a stricat cu textura. Vă salută copilul. Ia uite cât de mare e, bă, tată, aolea, salut! Salut, Răzvan, pastișef. Da. Ce faci, Răzvan? Pe bune, ești patisier. Nu patisier, cofetar. Păi scrie pastișef. Da, pentru că lucrez pe vapor și nu... Ah, pe vapor! Poți să-ți dai un pic șorțul jos, te rog? Ce, îți place bluza? Se pare ciudățic așa, da. Dar de ce e așa? Mi-a plăcut designul, îmi place stilul ăsta, mai non-conformist, mai... Ți-ai făcut haina de club, să stai în bucătărie cu haina de club. Vezi, ca să mă simt confortabil la muncă. Foarte bună și asta. Ce e, Cătălin, ești invidios pe bluza lui? Îți place bluza. De când lucrezi pe barcă? Lucrez cam de vreo 10 ani, dar am lucrat întrerupt. Am lucrat și prin țară, iar m-am întors pe vapor. Dar de ce te-ai făcut cofetar? Ca orice alt copil, iubești dulciurile și în timpul liceului, când au venit cei de la un anume hotel din București să facă recrutare. Hilton, de la Hilton. Tu atunci ai început? 2005. Am fost 10 luni cât am terminat liceul, după care am terminat liceul, am plecat pe vapor. Păi și după 10 ani și pestri și Hilton și... Știu unde am greșeala acolo, știu unde am greșeala. Amandine știi să faci?
relativ. Savarină știi să faci? Babarum, da. Nu babarum, nene, nu. Savarină, savarină. Se învață. Da, unde ai greșit? Ia unde? La cremeul de mango, care este deasupra, da, am pus mai multă gelatină, cu 2 grame, de fapt 3 grame în plus. Și la mus nu am făcut exact rețeta aceea cu sabayonul cu zahărul la 110 grade, pentru că nu știam că nu o să-mi permită timpul. Și ai încercat să fur meseria. Am încercat să găsesc o variantă de mișto. Nu, m-a încercat un shortcut. Un shortcut. În patiserie, dată, nu se fac shortcut-uri. Nu, sunt rețete și rețete. Nu, da, în patiserie nu se fac șorcaturi. Da, a, la bucătărie o mai dregi din apă, o mai dregi din pâine, o mai... Mai tragi la tigaie puțin, mai faci. Aici a fost un... Aici, dacă nu... O șarlotă. Dacă nu i-ai dat cum trebuie... O șarlotă. La...